Situație incredibilă în Mehedinți. O femeie de 75 de ani primește o pensie de urmaș de doar 3 lei. Bătrâna spune că banii îi ajung să-și cumpere pâinea pentru cel mult o săptămână. Statul nu i-a oferit până acum pensia minimă garantată. Mi-a adus mie pâinea, că nu mai pot de foame. S-a mai adus vecină, uite aici așa. Câți bani ai? Aici am 3 lei. A, ai luat pensia? Am luat pensia, dar nu știu pâinea cu și-o mai mănânc goală. La 75 de ani, Elisaveta Stoican spune că după o viață de muncă la țară, nu s-ar fi gândit că ajunge să trăiască din 3 lei pe lună. Bătrâna locuiește cu fiul său și el fără salariu și împreună încearcă să-și ducă zilele muncind în gospodărie. Cei 3 lei primiți de la stat ca venit de urmași în baza unei legi speciale pentru că soțul său a prestat muncă în armată sunt ca și inexistenți. Ce reprezintă banii aia? Reprezintă 3 pâini. Nu mi-ajungă o pâine pe săptămână să mănânc. Și o săptămână stau așa. Nu mai mănânc nimic, că nu mai am uleiul să mai iau. Fiul bătrânei spune că a încercat să-i obțină drepturile, dar fără niciun rezultat. Pensie nu am, doar ce am venit de la... ce ne dau de la api, atât. Și cum vă descurcați? Cum putem și noi, pe lângă casă, cu vaci, cu ce să ne descurcăm cu altceva. Drepturile atât îi se cuvin. E vorba de participarea soțului la această activitate pe care a avut-o ca militar la detașamentele de muncă. Și această lege 309, lucrul ăsta îl prevede. În Mehedinți există peste 13.000 de pensionari care trăiesc din venituri de până la 400 de lei. O altă bătrână din același sat a avut până de curând o pensie de numai un leu, dar acum beneficiază de drepturi de 400 de lei.